În episodul de astăzi vreau să vorbim despre becuri. Și de ce vreau să vorbim despre becuri? Pentru că trebuie să schimb becurile. De asta vreau să vorbim despre becuri. Eu schimb becurile într-o veselie. Deci suntem în 2019, anul ăsta l-am schimbat. Asta e a doua oară când le schimb. Până acum foloseam Philips Extreme Vision. Și vreau să zic că sunt foarte bune, adică se vede super bine, deci practic sunt plus 130% față de becurile normale și chiar se vede super bine. În schimb, problema e că după un an, niciun an, se ard. Dar nu numai Philips-urile astea se ard. Se ard și Osram-urile și orice aș fi încercat, tot se ardeau. Așa că vreau să vă întreb pe voi, cât timp vă țin becurile pe mașină? După cât timp se ard? De data asta am luat altceva, am luat Philips Racing Vision plus 150%. Vă las link în descriere de unde le cumpăr și le pun pe astea sus să vedem dacă astea țin mai mult. Voi ce aveți Ford Focus? De câte ori pe an schimbați becurile? Sau în general, de câte ori schimbați voi, indiferent de ce mașină aveți, becurile? Pentru că na, eu m-am săturat să le schimb acum pe bune, să le schimb de două ori pe an. Noroc că se schimbă ușor. Era mai prost dacă aveam Fiat Stilo. Nu știu dacă știți, la Fiat Stilo e o adevărată veselie să schimbe. La Fiat Stilo trebuie să... Aici cel puțin dai jos farul. La Fiat Stilo trebuie să desfaci bara ca să poți da jos farul. E... Nu cred că cineva și-ar dori să schimbe becul la Fiat Stilo, cel puțin ăsta de pe partea stângă. Cea de pe partea dreaptă merge mai ușor. Bun, le-am schimbat. Funcționează amândouă. Iar acum urmează să le pun la loc. M-am spus, noroc că se pun foarte ușor la loc și n-am mare bătăi de cap. În rest, în vedere că se ard odată la câteva luni, e destul de nașpa. Acum vă întreb pe voi, ce fel de becuri folosiți? Dați-mi o sugestie. O fi din cauza că eu folosesc Philips. Cel puțin mașina mea cu Philips a venit și de-aia le-am folosit în continuare. Plus că știu că sunt bune. Voi ce folosiți? Cât timp vă ține? Și chiar v-aș fi recunoscător dacă mi-ați da aceste informații. Bun. Ăsta este episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați un like. Vă puteți uita peste celelalte clipuri de ale mele și dacă vă place, vă puteți abona. Ne vedem data viitoare.